din punctul meu de vedere, doamna președinte a Consiliului Superior al Magistraturii este hotărâtă să sesizeze Curtea Constituțională pentru un conflict între instituții. De asemenea, am constatat în cursul discuțiilor că toți membrii CSM sunt solidari cu președinta CSM. În consecință, vor discuta în continuare asupra acestor detalii și la final, cu siguranță, se va face cunoscut punctul de vedere. Dar eu plec mulțumit de aici, fiindcă am putut să constat, în primul rând, o solidaritate în interiorul CSM-ului, o solidaritate cu președinta CSM-ului și din discuțiile cu membrii CSM am putut să aflu că, practic, întreg sistemul este de partea CSM.